Chiar am vrut să fac un video în care vorbesc despre experiența mea de cum am fost observator la legile prezidențiale. Deci, în primul rând, vreau să spun că a fost o experiență destul de unică și foarte interesantă, de șobostoare și mai ales a fost prima dată în viața mea când am votat. Dar hai și-mi serios, pe cine asta interesează? Și hai să zicem deodată la subiect. Dacă sunt doamne în vârstă care privesc acest videoclip, vă rog frumos, nu mă rugați pe mine să vă fac poză alături de urna de votare. Eu sunt observator, treaba mea este să observ cât e în regulă, cât e pus, nu-i luat acasă și... Nu faci zgălăjii, că vă duceți acolo, nu veniți la mine și pot să-mi faci o poză, pentru că nu am permisiunea să fac asta, nimeni n-are permisiunea, nu cred că aveți voie să faceți asta, vapșe. Sau eu nu știu, dar în orice caz nu mă deranjați. Mi s-a părut foarte interesant când la urmă trebuie să ajungem să numărăm voturile, s-o găsim niște persoane care au votat foarte interesant, anume, s-o găsim cred că 2-3 foi, după cum țin minte, care erau votați candidații de sus până jos, toți erau votați, era votat. Mama mea tot a fost membru a comisiei electorale, numai că în altă parte, nu unde am fost eu, și la dânsa tot a fost un caz mai interesant, unde cineva, în loc să voteze cu ștampiela, o scris cu pixul, o pus. Și ni s-a părut cel mai amuzant, nu a fost faptul că o scris asta, a fost faptul că Giungi omul și a avut pix, adică când ajungi acolo să votezi, tu ai ștampiela unde... Dar omul și ăla cu pixul a scris o pus. S-a găsit o femeie care a făcut mare gălăjini în cauza la referendum. Adică nu a ajuns acolo, a spus despre asta, nu pur și simplu a refuzat, a spus că Dar pentru și trebuie toate asta, nu mă ia-ți prostii. La sfârșitul zilei de lucru, când trebuie împreună cu echipa ta să numere toate voturile astea. Și de exemplu, dacă sunt 1735 și apoi le numeri și la urmă una lipsăște, trebuie iar de la început să le numeri pe toate. Nu știu oamenii ăștia care nu stau acolo în cabina și aia, apoi să pun așa, băietu, asta aici sau aici și unde trebuie să o pun? Ia vină până încă aici să mă înțelegi, unde trebuie să o pun? Dar nu pot să vin la dumneavoastră, eu trebuie să stau aici, eu n-am dreptul să vă ajut. Deși ați spus nu la referendum. Ne vedem în turul 2, sper nu la fel de obostor. E dar și greu, palibuma să mă plătească.